Vă salut prieteni airsoftiști sau colecționari de replici. Vreau să vă prezint un accesoriu care e discutabil dacă aveți nevoie de el sau nu. Aveți nevoie de el atunci când poate vreți să vă camuflați o replică, poate vreți să vă protejați o replică, Rămâne la altitudinea voastră dacă aveți nevoie sau nu de acest accesoriu. Pe scurt, foarte pe scurt, aș vrea să vedem exact dacă specificațiile lui sunt reale sau nu, pentru că nu e prea mult de spus despre el. Poate doar că îl găsiți pe site-ul celor de la Octagon, www.octagon.com cu cod 5494, repet, octagon.com, cod 5 494, produs de Miltec, da, veți da seama, este vorba despre o bandă adezivă pentru camuflajul replicilor. Banda are 50 de mm, adică 5 cm în lățime și o lungime de 10 metri. Ce o face specială, dacă e așa, și vom testa dacă e așa, cei doi parametri pe care producătorul îi menționează, adică tear proof, rezistență la rupere, și waterproof, rezistență la apă. Tear proof, ce înseamnă tear proof? Adică, în momentul în care tu ți-ai camuflat replica, nu ai vrea să ți se rupă, nu ai vrea să se zgârie, tocmai de aceea folosești camuflaj odată ca să nu fie văzută în jocul de airsoft, sau să o protejezi să nu se zgârie. Vă știți, terenurile de airsoft nu sunt cele mai line. Și waterproof, în momentul în care poate te prinde o ploaie, dacă joci în exterior, sau pur și simplu poate o scapi, poate se întâmplă ceva, într -o, știu eu, calci într-o baltă și te stropești. Nu ai vrea ca apa să-ți afecteze replica. Hai să vedem cei doi parametri de care vorbeam. Odată, rezistența la rupere. Cu siguranță, ei se referă că nu poți să o rupi și e adevărat, nu poți să o rupi oricât ai întinde-o. Poți să o întinzi foarte bine pe corpul replicii, nu e o problemă. Și rezistența la rupere. Acum, ce să zic, din nou, rezistența la rupere e discutabilă. Dacă o să vrei să o rupe așa, e posibil să reușești. Dacă îi pui o presiune mai mare, o forță mai mare, e posibil să o poți rupe. Dar, cu siguranță, ei se referă că nu se va rupe în momentul în care poate o agheți replica în crenci, poate, în, știu eu, un pietre, te lovești cu ea de pietre sau așa mai departe. Iar rezistența la apă, am făcut un mic test pe care vă invit să-l vedeți. o am aici, nu a trecut apa și mai important, ceea ce vreau să mai verific la această bandă, e încă o caracteristică care e la fel de importantă în momentul în care poate te-ai săturat de ea sau poate ai agățat-o și s-a desfăcut. Foarte important să nu rămână urme de adeziv pe replică. Eu am aplicat banda pe țeava de la sniper ăsta. Aproximativ 2-3 săptămâni în urmă și aș vrea să o dau jos, să vedem dacă într-adevăr nu lasă urme sau, cine știe, poate lasă urme. Da, e regulă, nu N a trecut apa, nu e lipicios deloc, vedeți? Da, într-adevăr. E o bandă calitativă care merită să o ai. În momentul în care poate vrei să schimbi aspectul replicii, poate vrei să o protejezi, poate vrei să fie diferită, poate te-ai săturat de cum arată și ai vrea să-i dai o schimbare sau poate efectiv vrei să o folosești în teren pentru camuflare. Da, e o bandă bună, o bandă calitativă. Unde o găsiți? O găsiți pe site-ul celor de la Octagon cu denumirea banda adezivă 10 metri miltec Woodland. Woodland ar fi codul culorii, pentru că o să găsiți și camuflaj în alte nuanțe. Iar codul produsului este 5494, repet, www.octagon.com, cod produs 5494. Pentru prețul la care se vinde... Eu zic că merită să o ai lângă celelalte accesorii pe care le folosești la replicile tale. Ne vedem!